emisiune sponsorizată de Solarex, producător de fertilizanți foliari. TerraSteel. Împreună construim mai bine. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului. Dragii mei, astăzi sunt tot pe drumuri. Acum sunt la Dichiseni, în județul Călăraș, în ferma domnului Ilisei, un fermier ce cultivă legume, ciuperci și crește pui. Veți afla mai multe despre activitatea domniei sale în una din edițiile noastre viitoare. Dar, din primele observații, vă pot spune că un lucru se adeverește și aici, ca în toate fermele din România. Când vrei să faci ceva bine, trebuie să ai știință. Rezultatele bune se fac cu cap, iar meseria are nevoie de carte. Și să fii agricultor nu e chiar așa de simplu precum pare la prima vedere. O spune în minutele următoare cel care conduce o școală de agronom din Cluj, o școală veche de peste 150 de ani. După interviul realizat de Gabriel Gherghescu, vom învăța câteva lucruri despre mușcate de la Virgil Oprea din Râfov, iar Marius Gavrilă vă va vorbi despre piețele volante, adică acele piețe de la sfârșitul săptămânii care se deschid pe unde apucă, printre blocuri, pe diverse străduțe sau în curțile bisericilor. Ele sunt o soluție pentru micul producător care nu mai găsește loc în piețele consacrate. Vă prezentăm astăzi un exemplu din Sibiu care poate inspira și pe alți edili. Ne revedem de la ora 12 în serele de la Căciulați. Vizionare plăcută! După cum știți, este o vorbă care spune că la politică, fotbal și agricultură se pricepe toată lumea. Realitatea ne arată că nu este chiar așa. Cei care fac agricultură cu rezultate o fac cu știință și în principal cu știință de carte. Ceilalți care fac, să-i spunem, o altfel de agricultură, o fac pur și simplu și atât. Rezultatele pe care le știm cu toții pot fi comparate și pot fi văzute. Și pentru că întotdeauna atunci când vrei să afli ceva, e bine să te duci la cel care știe. Pentru asta noi suntem la Cluj, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară de la Cluj. Ne-am gândit să întrebăm pe cei care știu. Pe cei care știu foarte multe despre agricultură. Agricultură, când spun agricultură, spun în mare agricultura cu toate ramurile ei. Și care îi învață pe alții ca să știe să facă agricultură performantă și agricultură cu rezultate și agricultura pe care ne-o dorim cu toții, de fapt. Am zis că veriga cea mai importantă, dacă vreți, în rezultatele bune ale unei agriculturi performante este școala, este partea universitară, acolo unde se desăvârșește cunoștința specialistului din agricultură. Repet, agricultură în toate domeniile cuprinse în acest concept global de agricultură. Și stăm de vorbă cu domnul rector Cornel Cătoi, rectorul Universității din Cluj. Am zis să începem, dacă vreți, vizita noastră și dialogul cu Universitatea din Cluj, cu cel care este în capul trebii, cu rectorul universității. Bună ziua, bine ați venit! Suntem onorați să vă avem ca și musafiri și noi să fim de asemenea musafiri în emisiunea dumneavoastră. Aveți 150 de ani de existență acestei universități. Se poate spune că este știință serioasă aici, așa, peste ani, așezată. Mai devreme ne uitam la un tablou, Senatul Universității din 1935. Lucruri serioase, să spunem, da? Așa cum se fac la dumneavoastră în Transilvania. Mai devreme vorbeați de strategii. Adineori spuneați de strategii. V-aș întreba, aveți idee sau v-a consultat cineva în direcția strategiilor despre agricultura din România? Cu alte cuvinte, cam încotro se duce agricultura din România? Am fost consultați și suntem consultați, inclusiv suntem prezenți în grupurile de lucru de la Ministerul Educației, de la Academia de Științe Agricole și Silvice,
în privința stabilirii unor programe de cercetare, tematici de cercetare pentru viitor. Se ține cât se ține cont, sigur, sunt mulți actori implicați. Probabil că la nivel de țară ar trebui să existe niște strategii pe termen lung, mult mai coerente, în care să fie urmărit atât dezvoltarea științifică, tehnologică, managementul terenurilor agricole, cine poate să le cumpere, cu cine poate să le concesioneze de la stat, cadastrarea terenurilor statului, care nu este nici pe departe încheiată, este departe de a fi încheiată. Pe urmă, strategii clare de finanțare pe proiecte majore de țară, cum ar fi irigațiile, cum ar fi combaterea eroziunii solului la anumite zone, recuperarea unor terenuri, dar pentru că la nivel local sunt destui actori, fermieri, universități care pot să facă strategii locale, dar am avea nevoie de o integrare la nivel național. În general, până acum, universitățile au fost recunoscute ca, să spun între ghilimele, vânzătoare de terenuri. Dumneavoastră, la dumneavoastră s-a inversat puțin, sunteți cumpărător de terenuri. Ultima achiziție este o suprafață de viță de vie. Aș vrea să ne spuneți puțin despre de ce, ce faceți cu ea, la care este ideea. Da, ca să întregim un pic imaginea asupra universităților de profil din România. În realitate, să știți că statul român, cât îl criticăm de incoerență, de slăbiciune, așa mai departe, în realitate, statul român, cel puțin cu universitățile de științe agricole, a fost darnic și a fost generos. În sensul că, înainte de perioada interbelică, primele universități, perioada interbelică, legea din 29, înființarea academiilor în alte studii, după Revoluție, sigur, în timpul comunism, terenurile au fost folosite în comun de IAS-uri și universități. Dar după Revoluție, toate universitățile au primit terenuri în folosință din partea statului român și, într-adevăr, o perioadă universitățile n-au știut să le administreze, deși au promis că le vor administra foarte bine sau chiar le-au cerut cu argumente, multe terenuri au primit alte destinații, din vina universităților. Acest lucru s-a schimbat, inclusiv la noi, încercăm să ne recuperăm dreptul de administrare efectivă asupra tuturor terenurilor care au scăpat, să spunem, între ghilimele, din administrarea universității și, de asemenea, să achiziționăm, să intrăm în folosința unor terenuri, prin cumpărare, prin concesionare de la stat a unor terenuri cu un specific care se pretează, așa cum spuneați, spre exemplu, pentru cultura viței de vie. Adică cred cu sinceritate în faptul că universitățile trebuie să colaboreze cu toți actorii economici din zonă și nu numai, și de peste hotare, pentru a putea asigura o dezvoltare profesională adecvată, în primul rând, cadrelor didactice, ca acestea să rămână în contact cu ultimele cuceririle ale științei, dar și cu realitatea obiectivă din mediul economic și ca să răsfrânge asupra absolvenților noștri, studenții care termină diversele cicluri. Dar cu toate acestea, fiecare universitate, eu cred că este obligată să aibă un exemplu de bună practică, cel puțin un exemplu pe fiecare domeniu, pe agricultură. Trebuie să aibă niște suprafețe cu culturi reprezentative zonelor noastre, pe horticultură, de la sere de flori până la legume în câmp, livezi, vii, astfel încât, deși avem și în cultura viței de vie, avem colaborări foarte bune cu actori importanți sau reprezentativi, jidveiul, ciumbrudul, multe alte plantații și crame, și ne primesc cu mare drag și sunt foarte interesați. Pe de altă parte, noi avem nevoie să experimentăm. Adică să avem niște infrastructuri, niște baze de cercetare care să se autosusțină prin produsele științifice, dar și vandabile direct în piață, să se autosusțină, dar care să ne permitem să experimentăm. Și să experimentăm pe suprafețe și cantități reprezentative. De exemplu, vorbind despre vie, putem să încercăm diverse
modele de prelucrare a solului, de înverzire a intervalelor dintre vițe, diferite tipuri de tăiere, pe urmă diferite tipuri de vin, cupaje, tipuri de drojdii, valorificarea subproduselor, lucruri pe care nu le-am putea face mergând doar în colaborare cu alți parteneri din mediul economic. Adică, sigur, ne-ar da voie, s-ar bucura, dar probabil pe eșantioane mai mici și probabil, dacă ar fi experiențe negative, poate că ni s-ar reproșa mai mult sau mai puțin verbal acest lucru. Ori la noi ne putem asuma că anumite încercări, așa se întâmplă în experimente, nu toate. Dacă toate experimentele ar ieși exact cum ne-am gândit, înseamnă că, sigur, ar fi niște greșeli pe undeva de interpretare, cel puțin. Universitatea a cumpărat 60 de hectare de vițe de vie în localitatea Apoldul de Sus din județul Sibiu, unde intenționează să construiască un complex modern de cercetare și producție. Mai mult, numai aici există un soi vechi de vițe de vie, soiul Iordan, care va fi repus în plantații. În patrimoniul universității se află și stațiunea de cercetare și producție din localitatea Cojocna, cu o suprafață de 700 de hectare atestate în sistem ecologic, în cultură mare și zootehnie, și alte 140 de hectare la stațiunea de cercetări horticole. Vă spune că sunteți o universitate bogată? E greu să fii bogat din agricultură, să devii foarte bogat din agricultură. Este un patrimoniu bogat, din acest punct de vedere, da. Acest patrimoniu se întreține cu sudoare, dar este absolut necesar pentru susținerea activității. Iar produsele, începând de la produse lactate, ouă, carne, mezeluri, vinuri, sucuri, produse de patiserie, așa încercăm să, uleiuri pe care le vindem, încercăm să facem sustenabile economic aceste stațiuni, care au personal, au cheltuieli, au necesar de investiții în infrastructură, în dotări, numai printr-o, și de ce să nu o spunem, până la urmă, pe studenți, pe tinerile cadre didactice și pe studenți, trebuie să învățăm să gândească și antreprenorial. Adică știința pusă în slujba omului, dar omul și știința și producția au nevoie de susținere economică. Altfel este iluzoriu. O să intrăm în amănunte să vedem cum se cuplează universitatea la cerințele pieței, la pregătirea pe care o oferă studenților și la rezultatele pe care le au după ce termină facultatea. Aș vrea numai să cheiem acest început de interviu. Dumneavoastră sunteți medic veterinar, da, de profesie și cel puțin mie mi s-a părut a fi o noutate, nu știu la alte universități, n-am auzit, ce ați făcut în zona de medicină veterinară din universitate. Ați deschis câteva cabinete de urgență. Practic, universitatea am văzut că este efectiv deschisă publicului, poate intra oricine, poate vizita, poate beneficia de aceste servicii. Aș vrea tocmai să punctați câte ceva din noutățile pe care le-ați făcut în zona de zootehnie a facultății. Da, să încep cu ceea ce a stimat dumneavoastră, deschiderea universității. Când eram student, acest hol de la rectorat era închis. N-avea, studenții nu l-au văzut niciodată, numai cei care aveau probleme și erau chemați la rector. Acum este deschis, lumea circulă, eventual fumăm împreună cu studenții o țigară pe trepte sau stăm la o discuție. Este o deschidere, de-adevăr. S-a schimbat mult mentalitatea. Domeniul de medicină veterinară a fost aproape integrat în agricultură, în zootehnie, în creșterea animalelor până la Revoluție și o scurtă perioadă după. Medicina veterinară la ora actuală înseamnă doar, să zicem, maximum un sfert, înseamnă legătură cu producția agricolă, devenind în mare parte, să spunem, medicină pentru animale de companie. Dacă în trecut, învățam când eram student, 90% din informație era oferită în domeniul animalelor de fermă, acum este invers, 90% vine pe animale de companie, care, pentru care proprietarii, dar și medicii veterinari au pretenții deosebite, sunt tratate la fel ca și pacienții umani.
de la nivel, să spunem, din punct de vedere tehnologic, dotarea marilor clinici veterinare, cum avem și la noi, până la grijă și diversitatea de tratamente și medicamente care există. Facultatea de Medicină Veterinară funcționează în spații moderne, are numeroase linii străine de studiu în engleză și franceză și un număr de 600 de studenți din diferite țări. Concurența a ajuns la peste 5 pe loc. Resursă umană, dotare, deschidere, studenți motivați, clinicile pe lângă faptul, facultatea pe lângă știință, pe lângă învățământ, produc efectiv prin serviciile pe care le oferă mediul economic, proprietarilor, aduce resurse care se reîntorc în educație și în dotări. Astfel încât facultatea a suferit poate că cele mai mari transformări dintre toate facultățile din universitate. Spuneam mai devreme de mândria locală și mândria legată de universitate și de, în primul rând, de toată știința care există aici și de construcțiile pe care le aveți în gestiune și ne-ați invitat la să facem câțiva pași și vedem și să le și arătăm telespectatorilor. Domnul rector, continuăm discuția legată de ce se întâmplă cu, dacă vreți, cuplarea universității la nevoile pieții. M-ar interesa să știu cât de pregătiți sunt studenții pentru cerințele din piață, spre exemplu pentru industria alimentară, care era o ramură extrem de importantă, din păcate nu suficient dezvoltată ca să folosească toate bogățiile din agricultură. Care este legătura dumneavoastră a universității cu fermierii și problemele lor? Haideți să le luăm pe rând și să vedem temele dumneavoastră de cercetare sau studenții cum se cuplează cu realitatea pieții din industria alimentară deocamdată. Ca să fii cuplat la realitate, este bine să o cunoști. Mijloace de cunoaștere prin care asigurăm cunoașterea realității din mediul economic sunt multiple. Începând cu convențiile de practică pe care le semnăm cu producătorii, cu procesatorii, pentru a asigura accesul studenților în practică. Și este o cerere tot mai mare din partea mediului economic să primească studenți, dintre care să-și dezvolte și personal propriu. Ei vor să cunoască cât mai mulți studenți și să-i invite pe unul dintre ei să rămână ca și angajați în aceste ferme. Pe urmă avem o gamă variată de servicii, de prestări servicii, de consultanță către mediul economic, începând cu analize de sol până la consult medical, tratament, continuând cu proiecte de cercetare finanțate, fie prin AFIR, fie prin fonduri ale fermierilor, prin fonduri ale universității, prin fonduri alocate prin programele naționale sau internaționale de cercetare. Deci există o gamă largă de programe care pot fi accesate și care asigură permanent și chiar asigură legătura dintre mediul universitar și mediul economic. De asemenea, suntem și noi membri în numeroase structuri asociative ale fermierilor. Suntem în clusterul Agrotransilvania. Dezvoltăm parteneriate cu diversi fermieri, procesatori. Avem expoziții, târguri de produse împreună, inclusiv firmele producătoare de diverse echipamente din sănătate preferă să vină și vin în universitate pentru a dezvolta împreună tehnologia, găsi aplicabilitate pentru a reprezenta studenților și mediul economic. Noi trebuie să oferim studenților două modele de a face agricultură, ca și parte teoretică și practică. Așa este și acest lucru încercăm să facem. Sigur, există, poate mai puțin în Transilvania, dar chiar și în Transilvania există ferme foarte mari. Dacă, un exemplu, Jidveiu are mii de hectare de viță de vie, dar sunt și cooperative, asociații de fermieri în agricultura mare, cultură de câmp, cu suprafețe mari. Pe de altă parte, există un număr foarte mare de fermieri care lucrează suprafețe mici. Noi trebuie să învățăm pe studenți și exemple sunt
se poate trăi bine, se poate face agricultură cu succes și pe suprafețe mari și pe suprafețe mici. Suprafețele mici vin cu un avantaj, vin cu diversitate. Și eu cred, cum fac și alții, credem în ferme de mici dimensiuni, pentru că ele sunt, de fapt, sau ar trebui să fie cele mai rezistente la șocurile care sunt provocate de crize, de prețurile, pentru că ele vin cu produse locale, cu specific local, cu piață locală, lanțuri scurte sau alte mijloace de a valorifica producția. Motor al dezvoltării îl reprezintă și schimbul de generații, nevoia de a schimba generațiile, nu e o nevoie firească, nevoia în sensul dinamizării, nevoia în sensul vârstei și așa mai departe. Contribuie cumva universitatea la această idee de a ajuta schimbarea de generații, începând de la sat, tradiții locale, economie locală, până la ferme și fermieri? Sigur, în primul rând, prin pregătirea de noi generații de specialiști care vor activa în domeniile noastre. Pe urmă, suntem implicați în, câteva exemple vă dau, sigur, suntem implicați într-un proiect împreună cu Banca Transilvania, nu știu dacă am voie să spun, dar de ce nu, că sunt lucruri pozitive, nu facem reclamă, în cursuri, în workshop-uri în care prin care pregătim schimbarea generațiilor în agricultură. Sunt mari fermieri, au copii care sunt interesați și încercăm și noi să îi convingem prin informații, prin exemple de bună practică, schimb de bune practici, să-i convingem să arătăm direcția de dezvoltare a agriculturii, să-i convingem să preia și să continue cu succes afacerile părinților. Domnule rector, o modalitate de a crește eficiența unei ferme este creșterea gradului de tehnică, de tehnologie folosită în fermă. În felul ăsta crește și randamentul în diversele activități pe care le are fermierul. Dar nu este suficient. Mai trebuie crescut și gradul de cunoștințe, de știință, de carte, cu alte cuvinte. Studenții trebuie să învețe combinat aceste lucruri, de la partea teoretică, să spunem, de biochimie a unei plante, până la trecând prin utilaje, prin modul de prelucrare a solului, și aici sunt multe sisteme, multe teorii noi, lucrări minimale, fără lucrări în teren, agricultură ecologică, agricultură convențională, cu sau fără irigații. Și un element foarte important este, și care este finanțat la ora actuală, încercarea de a prelucra cât mai mult, de a vinde direct din fermă produse cât mai cu o valoare adăugată mare prin prelucrare. Acest lucru încercăm să învățăm și noi, chiar dacă nu este simplu într-o universitate, să avem toate componentele acestea, de la învățământ, de la noțiuni și cercetare fundamentală, până la marketing și prezentarea produselor, cât mai mult prelucrate. Sigur, ne lovim și de limitări, să spunem, legislative. Se pare că legiuitorul nici nu s-a gândit în multe zone că universitățile pot să vândă, vin chiar persoane din zona financiară. Deci, dar dumneavoastră ca universitate n-ar trebui să faceți doar învățământ și cercetare, de ce faceți activitatea economică? Pentru că nu putem susține o activitate pe termen lung de învățământ și cercetare performantă fără să recuperăm orice bani investit, trebuie să aducă ceva, măcar atât să vină înapoi. Există la dumneavoastră universitate un fel de a măsura reușita universității în piață, adică un procent care de studenți care își găsesc un loc de muncă, un procent care se regăsește în piață, care începe să contribuie la piață, sau nu există deocamdată un asemenea grad de măsurare a eficienței? Există. Avem diverse mijloace prin care cuantificăm angajabilitatea absolvenților noștri. Pe urmă avem, sigur, atunci când vin după diplome, la întâlnirile de anuale sau la 5 ani ale promoțiilor vechi.
Avem asociații profesionale, agricultură, medicină veterinară, care țin evidența traseului, să spunem, a majorității. Dar ele nu se contorizează, în finanțarea statului pentru fiecare student? Adică nu este o componentă care se ducă la... Există o componentă, asemenea componentă pentru evaluarea periodică a programelor de studii. Este Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Superior, care cuantifică la fiecare program sau care verifică angajabilitatea. În realitate, piața se reglează și singură. Noi putem urmări și este bine că urmărim. Dar acolo unde nu există angajabilitate, de fapt, va greva, va influența atractivitatea programului de studiu pentru viitorii candidați. Deci, practic, acolo unde începe să scadă numărul de candidați, este un semn de alarmă. Mesajul nostru către societate prin candidați sau societatea s-a schimbat și în acea zonă este nevoie de un număr mai mic de absolvenți. Finalul oricărei munci în agricultură este produsul, nu? Cel pe care îl căutăm cu toții, cel care face legătura între producător și consumator. Și cum Universitatea de la Cluj, nu știu cum să vă spun, a avut așa o idee foarte bună și foarte practică și a creat un sistem, dacă vreți, ca să nu-i spun un SRL, al universității, sistem care o ajută să valorifice absolut tot ce produce în stațiune de cercetare, în fermele pe care le deține, cum e ferma de la Cojocna, spre exemplu. Toate produsele care vin de acolo sunt valorificate prin magazinele universității. Adică, până la urmă, cercetarea care se face acolo pe băncile facultății are un rezultat practic și produsul se vinde. Mai mult, la facerea acestor produse participă studenții într-un număr foarte mare și sunt extrem, extrem de activi. Ăsta este unul dintre magazinele facultății. Bună ziua! Bună ziua! Stați să vin lângă dumneavoastră. Noi am venit ceva mai devreme, acum vreo 10-15 minute. Ne-ați prezentat magazinul, colegii mei s-au pregătit între timp ca să putem filma și ați spus neapărat, să le arătăm telespectatorilor, ne-a spus aici, neapărat trebuie să gustați din produsele noastre și o spuneați așa cu mândria locală. Despre ce e vorba? Unde sunt făcute așa produsele? Deci toate produsele din carne sunt făcute în stația de pe Calea Mănășturi din facultate, în laboratoare unde lucrează și studenți alături de tehnicieni și inginerii noștri. Lactatele, toate sunt făcute la Cojocna, în ferma didactică, și acolo sunt și studenți și tehnicieni, împreună lucrează și avem produsul care îl avem la vânzare, care sunt foarte bune și ne mândrim cu ele. Cu prețurile cum stați? Cum? E o diferență față de piață? Cam pe acolo? Cum e? Îs cam pe acolo, dar un pic îs mai mici decât la piață. De exemplu, laptele la noi, lapte bio, pasteurizat, nu se scoate din el grăsime, e un lapte la între 3 și 8, 4 și 2, la 4,50 lei. Nu cred că mai găsim un lapte bio la prețul ăsta în oraș. Aveți dreptate. Mă uit aici, veniți lângă mine, vă rog. Mă uit aici pe tablă, produse de la noi. Asta, de la noi, de la facultate. De la dumneavoastră, de la facultate. Asta faceți în fiecare zi acolo, puneți informațiile noi? Da, când, numai că produsele noastre sunt cam aproximativ aceleași. Mai experimentăm mai și cu altceva, dar mai mult sunt aceleași. Deci lumea e obișnuită cu aceleași produse. Ce ne-ați spus aici și ne-ați zis că trebuie neapărat să gustăm ca să vedem gustul Clujului, să spunem. Da. Cașul de vacă, toba, și un, da, și un salam Victoria, care e un salam de șuncă și toate sunt făcute din carne provenită din porci din ferma de la Cojocna. Deci produse tradiționale și nu conțin euri și așa. Deci cașul este foarte, foarte bun. Da. Acolo la ferma de la Cojocna aveți și cred că este ecologică sau aproape de ecologic și certificată ecologic, da. Da, ecologic. Să vedem și o bucată de salam.
N-aș ști să vă spun dacă există o diferență între produse ecologice sau între produsele de la ferma de la Cojocna și vândute aici în aceste magazine ale universității, dar așa după povestea pe care ne-a spus-o doamna, înclinăm să credem că există o diferență cel puțin de gust și mai devreme spunea că există o diferență și de preț. Vă dorim succes, coadă, clientelă. Mulțumim. Sau nu știu cum se spune. Mulțumim! Să sperăm că tot așa vom merge și în viitor și mai bine. Așa să fie. În scurta plimbare prin universitate am ajuns în punctul cel mai înalt și la cea mai nouă investiție pe care o aveți, la Institutul de Cercetări. Spuneam că este cea mai nouă. Cât de nouă este? Este inaugurat această clădire, acest Institut de Cercetări Horticole, denumit Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei. Da, este cea mai nouă și cea mai complexă investiție în domeniul cercetării în horticultură și conexe, respectiv are inclusiv silvicultură, măsurători terestre și cadastru. Este o investiție realizată printr-un proiect care a costat peste 13 milioane de euro. În 2016 a fost inaugurată și sunt laboratoare complexe de la genetică până la analize biochimice, până la măsurători în privința calității aerului, silvicultură. De fapt, găzduiește acum și o parte dintre laboratoarele de cercetare și de învățământ ale Facultății de Horticultură. Microscopie electronică, toate cele conexe. Domnule rector, în condițiile actuale de geopolitice, în condițiile de criză energetică, agricultura capătă noi valențe, privită altfel. Mulți descoperă alte fețe ale agriculturii. Cu alte cuvinte, devine din ce în ce mai importantă. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea de aici înainte sau rolul agriculturii? Cunoașteți foarte bine conceptul de securitate alimentară. De fapt, chiar și în ultima perioadă, din cauza conflictului armat, a războiului din Ucraina, vedeți că s-au scumpit cerealele, pentru că și Rusia și Ucraina erau mari furnizori. Ori România are un potențial fantastic în a-și dezvolta agricultura, de a asigura consumul intern și de a ieși de asemenea pe piață. De altfel, o bună parte din producția agricolă este exportată. Din păcate, așa cum știți, este exportată sub formă de materie primă. Ori aici cred că putem interveni noi foarte mult și pentru a pregăti noi generații de specialiști, de a veni cu soluții inovative în a crește cantitatea, calitatea și mai ales diversitatea producției agricole, pentru că mai ales în marile zone agricole sunt câteva culturi care se practică, nu? Cereale, floarea soarelui și cam atât. Vedeți, feclă furajeră nu mai prea producem și alte țări au ajuns să producă cantități mari de feclă furajeră, nu neapărat pentru consumul de zahăr, au trecut pe producția de alcool etilic, care devine combustibil. O parte din producția agricolă poate fi folosită ca și combustibil pentru încălzirea locuințelor. O parte din producția agricolă devine biodiesel. Vă mulțumim frumos! Succes! Vă mulțumesc mult! Mulțumim de prezență! Pentru că a sosit timpul să vă îmbrăcați grădinile, m-am gândit că n-ar fi rău să vă ofer niște sfaturi legate de flori. Ai acum multe flori, dar eu aș vrea să vorbim despre mușcată, pentru că este floarea preferată a românilor, indiferent ce se spune, indiferent câte flori, alte soiuri vor apărea pe piață, tot mușcata este regina grădinilor noastre. Ai multe soiuri de mușcată? Eu personal în seră aici nu am decât două. E bine în general să te oprești la două soiuri pentru că le înveți foarte bine și modul cum le îngrijești și bolile care apar. Dar substratul tot din afară îl aduci ca da. Toți ceilalți? Da. Da? Componenta de bază, adică turba, e adusă de afară, la care în cazul mușcatei obligatoriu adăugăm nisip grosier, uh-huh. Da?
Și un, pentru drenaj. Pentru drenaj obligatoriu da, și da. Un îngrășământ cu descompunere îndelungată. Dar, nu dare, nu mai punem deloc îngrășământ de-a lungul anului? Ba da, punem, pentru că de regulă noi vindem mușcată la ghivece prefinite. Și atunci, adică să înțeleagă, sunt aceste ghivece mici, negre, da, de obicei, exact. Pe care cumpără, dar mușcata trebuie schimbată, trebuie din transplantată, ghiveciu. Sigur. Trebuie transplantată ca să dea rezultatele. Și trebuie încă pus pământ sau o altă turbă, da, iarăși atenție la turba pe care o cumpără. Da, aici, ce să zic, nu prea mai am nicio putere. Dar am văzut amestecuri destul de bune prin supermarketuri. Dar care n-au îngrășământ, de-aia îi sfătuim. Exact, asta spun. Și atunci, după ce planta s-a stabilizat bine, adică lăsăm să treacă o lună de zile între momentul transplantării în ghiveciu definitiv și prima irigare cu fertilizant. Trebuie să treacă o lună de zile, pentru ca rădăcina să fie pregătită de absorpția acelui îngrășământ. La fiecare udare punem îngrășământ sau fertilizăm nu. O dată pe săptămână? Nu, respectăm indicațiile producătorului de pe ambalajul de îngrășământ și o dată la două săptămâni este destul. Și să nu uităm să nu punem multă apă sau să nu rămână apă în farfurioară. Aici este, ca să zic așa, punctul cheie în menținerea sănătății unei mușcate. Ca să vă dau o sintagmă răspândită printre cultivatorii de mușcată, se spune următorul lucru. Dacă nu ești sigur că o mușcată trebuie udată, mai bine nu o uzi. Deci nu o uzi decât când ești sigur că acea mușcată trebuie udată. Dacă nu ești sigur, las-o pe mâine. Bun, cum poți să fii sigur? Sunt multe semne care îți spun dacă planta trebuie udată. Prima dată punem degetul să vedem dacă e solul uscat. Examinarea vizuală e iarăși foarte bună, pentru că pământul, odată ce a început să se usuce, se deschide la culoare. Dar observ că mușcatele astea nu mai țin de la un an la altul. Da, acum, ce să zic, și pretențiile noastre au crescut. Pe astea moderne mai pot să le înmulțesc așa cum le înmulțeam pe alea bătrâne? Adică pe cele vechi? Da, mulțirea la mușcată a rămas aceeași. Adică se folosesc butași ierbacei, de regulă vârfuri. Mulțirea poate avea loc oricând, din mai până în septembrie. Cele mai bune rezultate se obțin în august. Știu că se fac primăvara anumite operațiuni. Neapărat trebuie umblat la substrat. Mm-hmm. Adică o scoatem din ghiveci. Și o transplantăm într-un vas mai mare. De curățăm regulă. Pământul vechi? Dacă o mutăm într-un vas mai mare, e ok. Îl scoatem balul de rădăcini cu pământul vechi cu tot, transplantăm în ghiveciul mai mare, adăugăm substrat proaspăt și cu asta am încheiat operațiunea. Problema apare în momentul în care nu vrem să schimbăm mărimea ghiveciului. Și ghiveciul este, să zicem așa, de 24 de centimetri diametru. Planta este în ghiveciul de 24 de centimetri diametru de anul trecut. Noi nu avem posibilitatea să o punem în locul în care vrem să o amplasăm în alt ghiveci mai mare și trebuie să folosim același ghiveci. Ce facem? Și atunci urmează să facem ceea ce o să vă arăt în continuare. Și anume, luăm planta care a trecut peste iarnă, da? Mamă, dar a trecut foarte bine peste iarnă. Da. Așa. Așa. Și tăiem o parte din rădăcinile de la fundul vasului. Da? Aha. Păi și nu se usucă restul? Nu se întâmplă absolut nimic. Deci o zonă de 2 cm grosime o putem decupa din vechiul bal de pământ, da? Așa.
Și același ghiveci, adăugăm substrat proaspăt la fundul ghiveciului și avem pentru o perioadă bună de timp același ghiveci. Același ghiveci și un substrat proaspăt pentru mușcata noastră. După care asta urmează, vreau să zic că e foarte mare, mai da, putem... urmează să facem tăierile de rigoare și îndepărtăm și o parte din frunzele vechi, ca lumina să poată să pătrundă către baza plantei și să genereze noi lăstari. Îndepărtăm părți uscate, da? Da. Ale plantei rămase din anul trecut. Și absolut toate frunzele care deja au fost, da, care dau semne, ori uscate, ori dau semne că s-au uscat. Absolut, alea trebuie îndepărtate, da. Și uite, așa avem și ghiveciu vechi, da, și da, mușcata... El, ghiveciu, să zicem, poate fi nou, da, dar să aibă aceeași dimensiune. Dacă are aceeași dimensiune, da, exact, atunci apare problema. Din ce am tăiat nu mai pot obține alte mușcate? Ba da, ba da, nu ne oprește nimeni să ne facem mâna cu lăstarii pe care i-am tăiat. Cele mai mari șanse le avem cu vârfurile. Aha. Da? O tăiere sub nod, și și îndepărtarea frunzelor până în vârful lăstarului, da? Dacă în vârful lăstarului frunzele au dimensiune mai mare, le înjumătățim, acestea nu sunt chiar atât de mari. Uh-huh. Așa? Și ăsta este un și lăstar... pun direct în pământ? Exact, sau exact, îl pun înfipt în pământ. Îl trec printr-o substanță, un... Dacă avem un borcanel de hormon de înrădăcinare, e cu atât mai bine, adică ne cresc șansele de prindere. Am plasat la umbră, udat substratul în care îl înfigem la umbră și într-o lună de zile trebuie să aibă rădăcină. Bine ne-am regăsit! Azi, o nouă ediție din seria Produs în România, numai la viața satului. Cum pot fi salvate și valorizate soiurile locale de fructe? Cum putem încuraja cultivarea lor? Cum poate fi crescută profitabilitatea agriculturii tradiționale din soiuri locale de fructe? La aceste întrebări răspunde modelul Fructele Tradițiilor sau în maghiară Seche Gümölcs. A fost pus în practică cu mai mulți ani în urmă în Ținutul Secuiesc, în jurul Odorheiului Secuiesc, de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă din Cluj-Napoca, cu finanțare din fondurile norvegiene Norway Grants Innovation Norway. Fundația a mobilizat comunitatea locală din regiune printr-un plan de dezvoltare și o asociație, Seche Gümölcs. Iată doar câteva dintre activitățile proiectului. Identificarea varietăților de fructe locale din Ținutul Secuiesc a fost una din activitățile importante, baza modelului. În area proiectului se află mai mult de 40 de soiuri de mere, pere, cireșe, cireșe amare. O diversitate extrem de puternică, cu potențial imens de diferențiere. De la varietăți de fructe locale trecem la prelucrare. Degeaba ai varietate în livezile locale dacă nu ai o unitate de prelucrare. Manufactura de procesare fructe de la Odorheiul Secuiesc, creată prin proiect și administrată de asociația Seche Gümölcs, a dat posibilitatea localnicilor țăranilor să treacă la pasul următor. Seche Gümölcs a devenit o marcă înregistrată. S-a investit foarte mult în training, în transferul de cunoștințe, în pachete de modele de business, într-un centru de resurse de dezvoltare locală. A fost creat chiar și un eveniment anual numit Fructele Tradițiilor Seche Gümölcs. Toate acestea puse la un loc au căpătat o formă, produse din soiurile de fructe identificate doar în Ținutul Secuiesc. Gemuri, siropuri, sucuri naturale din fructe, de exemplu, soiuri de mere tradiționale locale, ca Ponic, Batul, Seljem Alma, Toruk Balint, Tortoș Gustav, Boralma. Modelul pe care vi l-am prezentat este cu mult mai complex. S-a bazat extraordinar de mult pe resursele comunității locale, dar să privim și dintr-o altă perspectivă Ținutul Secuiesc. O hartă unicat la nivelul României, pentru că nicio altă regiune nu are așa ceva. Se numește harta gastrosecuiască, este atât site, bilingv,
cât și aplicație pentru mobil. Ne despărțim cu greu de astfel de modele atât de interesante și de inovative de folosire a patrimoniului natural și cultural local. Dacă mai cunoașteți exemple asemănătoare, ne găsiți pe rețelele de socializare, acolo unde este prezentă viața satului. Faceți parte și dumneavoastră din ea. Nu toți consumatorii sunt la fel. Unii își doresc produse locale ca un CNP al ariei de cultură și producție. Varietățile locale de fructe și legume pot căpăta valoare într-un cadru de cooperare cu implicarea gospodarilor, a administrațiilor locale, a organizațiilor non-profit. Diversitatea locală este unul dintre cele mai importante aturi când este vorba de valorificarea producției agroalimentare pe lanțul scurt. Distribuția, marketingul sunt susținute foarte bine prin prezentarea în evenimente, prin informarea despre producători și fermieri, aria de cultură și recoltare, varietatea legumicolă și horticolă. Este bine știut că piețele volante reprezintă un concept de succes în Europa și mulți producători beneficiază de avantajele acestui tip de comerț. Dar mult mai interesant este faptul că studenții din România au dezvoltat acest concept la Sibiu și nimic nu este întâmplător. Un proiect care a plecat din sălile de curs ale Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității Lucian Blaga a adus producătorii din zonă mai aproape de cumpărători. Unde? În curtea unei biserici. Succesul acestui proiect a depășit deja granițele sibiene și tinde să devină un exemplu multiplicabil la nivel național. Vă invit astăzi în curtea protagoniștilor să îi cunoașteți din spatele standurilor de vânzare. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Viața satului, ca de obicei, este alături de micii producători, alături de tot ce înseamnă promovarea și dezvoltarea durabilă a mediului rural și a satului românesc. Ne aflăm astăzi la facultate pentru a vă expune unul din proiectele Dragi Nouă, care a început aici, cu studenții. Acest proiect a pornit în semestrul întâi de studiu, când am predat studenților din anul 4 montanologie disciplina condiționarea și păstrarea produselor agricole. La un moment dat am ajuns în punctul în care le expuneam și le recomandam să-și calibreze producția în funcție de capacitate de depozitare și în funcție de piața de desfacere. Să facă atât cât pot depozita și atât cât pot vinde. Au fost foarte, foarte receptivi și interesați de acest aspect și mi-au spus că deja au marfă mai multă pe stoc pe care au produs-o și au avut dificultate cu desfacerea. Și ne-am gândit noi împreună în cadrul acelui seminar cum să facem să-și desfacă produsele pe care ei le fac din mai multe sectoare. Am făcut o conexiune cu disponibilitatea părintelui Ciprian Creangă, preotul paroh de la parohia Sfântul Nicolae din Tunișor, care își exprimase acordul să pună un spațiu la dispoziție pentru micii producători și pentru locuitorii cartierului Tunișor, care nu aveau o alternativă la deplasarea în centrele comerciale consacrate. Cât de mult contează relaționarea directă între producător și consumator? Contează foarte mult această relaționare și vă spun despre un producător din domeniul panificației, care și-a făcut o piață de desfacere la biserică și și-a făcut un client din cartierul Turnișor, un magazin de acolo, care îi cumpără toată marfa pe care o produce. Deci, practic, expunerea și deplasarea în piețele volante din cartiere pentru ei a însemnat o modalitate de promovare în plus și avantajul de a veni direct în fața consumatorilor. Mihaela Dănuț, bună ziua, am venit să zic așa la bătaia pâinii, nu e așa? Să rămână. Să rămână, bine ați venit la noi. De cât ani faceți dumneavoastră pâine? Din 2018. Și de ce v-ați apucat să faceți pâine și nu altceva, domnul Dănuț? Pentru că am luat o preluare de la tata. Am luat-o de la tata meu, el fiind brutar, a zis trebuie să mergem mai departe, din familie, următoarea generație. Vorbim de continuitate, de fapt. Da, continuitate.
că nu avem altă soluție decât să mergem în stânga și în dreapta, așa, mai bine acasă, la brutărie, acasă, la brutărie, în familie. Tot în familie se lucrează. Cum se desfășoară o zi din viața dumneavoastră? Dimineața de la 4 până la ora 8 dimineața, după aia merg acasă, pregătesc copiii de școală, mă reîntorc iar la servici și după aia seara acasă înapoi. Ce producție aveți în acest moment? Ce faceți dumneavoastră în afară de pâine? Pâine, colaci, prescuri, cornuri, chifle, toate produsele patificate, în afară, doar nu dulci, să nu fie dulci, că nu am prelucrare, a luat dulce. Cum reușiți să desfaceți produsele? Cum le vindeți? În magazine, la clienți. Aveți magazine proprii? Nu, deocamdată nu. Și nu intenționați să faceți? Probabil, spre viitor. Dumneavoastră participați, sunteți membru de bază într-un târg de weekend. Acest nou proiect de târg de weekend, cât de mult v-a ajutat pentru promovare și pentru vinderea produsului la urmă? Foarte mult, foarte mult. Vine lumea de la biserică, chiar în fața bisericii suntem acolo. Toată lumea care sunt interesați, produse tradiționale, clasic, cum ar veni, să nu mai umble stânga, dreapta de la magazin. Deci chiar e important un târg așa, nu numai la o biserică, la mai multe. Nu chiar, dar duminicile sunt unii care au timp să meargă în târg, în piețe, sunt unii care nu, care iese din biserică, au și brânzeturi, au pește, au sunt mai mulți producători care vin acolo, nu numai eu cu pâine, dar e chiar bine, ar fi o idee bună să mai meargă în continuare. Dar una peste alta este și un loc unde se creează un fel de relații. Da, o colaborare cu oameni. Cum ar veni, bă, de unde ai luat pâinea asta? Băi, vine în fiecare duminică la biserica din Turnișor sau din Șelimber. Hai să mă duc și eu să văd ce e acolo. Și tot schimbă din relație, o carte de vizită, un schimbă de vorbă, omul face tot. Schimbă povestea, mută pâinea într-o parte în alta, cum ar veni. În Occident funcționează cu foarte mare succes de ani de zile acest sistem de piață de weekend, să-i spunem așa. Hai să vorbim un pic despre extensie. Cum a ajuns la Schellenberg? A ajuns la Schellenberg prin, în contextul în care un preot paroh de la Schellenberg, care are un amplasament foarte bun al bisericii de acolo, respectiv în centru, lângă primărie, știm toți că toată lumea știe, vine la răscruce de drumuri, unde e primăria, unde este magazinul central, și unde este biserica. Amplasamentul ideal de acolo a fost de asemenea un mare succes pentru că fiind un acces facil în acea zonă, cumpărătorii s-au deplasat ușor cu loc de parcare, cu tot ce au avut nevoie și au venit în curtea bisericii să-și facă aceste cumpărături pentru o săptămână. Omul găsește absolut tot ce are nevoie într-o piață volantă și are avantajul că le are la el în cartier. De asta și funcționează din punctul nostru de vedere. Așadar, preotul Ciprian Creangă este primul care a sprijinit înființarea acestei piețe cu credința în bunul mers al tuturor celor de trebuință. Nu e prima colaborare pe care o avem cu Universitatea Lucian Blaga. Avem școala de vară, avem un centru after school, avem activități de dezvoltare comunitară, avem activități în care încercăm să implicăm comunitatea și în jurul bisericii să se creeze o emulație. Nu doar cea liturgică pe care o avem la bază, ci și socială și implicată în social. Mai mult decât atât, am observat că afluxul de tineri către biserică este constant în creștere, da. Ceea ce e un lucru îmbucurător. Da. Asta a fost și o idee, să spunem, un obiectiv secundar. Pentru că cartierul Turnișor s-a mărit în ultimii ani și s-au creat locuințe și s-au mutat foarte mulți tineri. Și foarte mulți nu au treabă cu biserica, din N motive. Și atunci, creând piața, vind, vrând, nevrând, aducându-și aminte de casă de unde au plecat, de produsele tradiționale, mai ales în preajma sărbătorilor, pentru că noi am început proiectul în preajma sărbătoririi Sfântului Nicolae, în 6 decembrie, când ieși hramul bisericii. Și am spus noi zilele Sfântului Nicolae în Turnișor și o parte din zile a fost și cu piața agroalimentară. Cum se creează legătura asta? Cum se poate consolida legătura asta din punctul dumneavoastră de vedere? Am să vă spun o poveste.
o poveste, pentru că suntem la viața satului, și o poveste legată de Vasile Voiculescu, un om care a spus cea mai mare minune a vieții lui e că s-a născut la sat. Și el, în cărțile lui, a dezvoltat o poveste intitulată Ciorba de bolovan. La sfârșitul războiului, sosesc într-un sat doi soldați. Oamenii fac adunare generală și spun: oameni buni, nu putem să vă primim și pe voi. Suntem și noi cu resursele la final, de-abia supraviețuim. Nu avem cu ce să vă hrănim. La care un soldat a zis: dar nu e nevoie, că noi învățăm, vă învățăm pe voi să faceți ciorbă de bolovan. Sceptici au spus: ai, acum chiar ciorbă de bolovan n-am auzit până acum. Și întreabă, zice, un ceaun aveți? Și de acum sunt obătrânii, că zice, eu mai am unul în pot, unul destul de mare. Și pot să vi-l dau. Bun. Zice, să facem un foc. Zice, niște vreascuri găsim în pădure. Apă de la râu. Au pornit focul și a pus prima pietricică. Și a început să fiarbă. Deci ca să iasă ciorbă, avem nevoie de ceva cartofi, de ceva morcovi, de fasole. Și fiecare țăran a zis, eu am, mai am o pungă de fasole, mai am vreo 3 cartofi prin pivniță. Și au făcut ciorba din bolovan. Noi asta am făcut noi acum. Am pus toate ingredientele, spațiul îl avem în jurul bisericii, da? Mesele le-am adus, producătorii au venit, credincioșii noștri au fost primii oameni care s-au bucurat. De ce s-au bucurat? Pentru că majoritatea în zona Turnișorului sunt oameni care au provenit de la țară. Și acum modernizarea, când am venit în urmă cu 12 ani în Turnișor, încă mai aveam în grădină straturi. Acum încet, încet au ajuns la gazon. Nu știu din ce cauză. Poate și neputințele, poate și trendul, așa mai departe. Nu știu, de că nu intrăm în amănunte. Dar au rămas, gustul rămâne acolo, setat în memorie. Și atunci, încet, încet, lucrurile acestea sunt căutate. Și atunci chestiunea asta a prins foarte bine și se replică mai departe. Ajutăm comunitatea prin prezența producătorilor direct la sursă, fără adaosuri, fără absolut nimic. Ei au o piață de desfacere. Nu stai cerșind, domne, că produci ceva. Hai, domne, în curtea bisericii, că îți dau curtea gratis. Ai și demnitate, ascult și slujba frumos, stai frumos, aprind și o lumânare, pui și un pomennic și mai departe te și promovăm. Și atunci oamenii mi-au spus: părinte, da, zice, extraordinar. Spune, au spus, noi am găsit pâine mai ieftină și mai bună. Am găsit și peștele mai ieftină. Păi da, pentru că se rupe lanțul. Știți, asta e direct. Lanțul producător, direct cumpărător. Și pentru că studenții sibieni sunt și producătorii care vând produsele în piață, vă invit să îi cunoașteți pe câțiva dintre ei. Iulia, Iulian, doi studenți, același proiect. În primul rând, de ce ați venit la această facultate? Fac parte dintr-o familie cu 3 generații de apicultori. Încerc să mă implic cât mai mult în viața albinelor și să duc mai departe un brand numit Stupul Carpatin. M-am hotărât să urmez această facultate, deoarece are un domeniu care implică agricultura, părinții mei cultivând terenul în satul nou, și mi s-a părut foarte interesantă și în același timp educativă, învățându-mă cum să produc anumite legume și... Practic și tu urmezi o tradiție de familie, da, dar mai adecvată și cu licență, să-i spunem, da, așa, ulterior. Sunteți implicați într-un proiect generos? În primul rând este un proiect pilot prin care producătorii își pot aduce produsele, le pot promova și vinde în piețe volante. Învățați și voi ce înseamnă marketingul, da, direct, nu? Exact, cum să lucrăm cu clienții, cum să ne comportăm. Tu ce produse aduce în tot, Iulian? Eu aduc legume. Da? Acest proiect ne ajută pe noi, micii producători, foarte mult din punct de vedere al relației noastre cu clientul direct. Ne ajută să ne promovăm produsele, să ne vindem produsele. În același timp să învățăm cum să relaționăm cu clienții. După ce veți termina facultatea, vă gândiți într-un fel, într-un grup, să vă asociați și să duceți mai departe acest proiect? Da. Bună ziua, Maria! Ne aflăm aici într-un saivan de oi. În primul rând te întreb, de ce ai ales tu să faci facultatea de agricultură? Pentru că părinții mei, fiind fermieri din tată în fiu, am crezut că este necesar și oarecum aș putea să pornesc cu aceste animale și să duc mai departe oarecum tradiția. Nu era mai bine să trăiești la oraș, să te muți la oraș?
E mai bine aici? Cred că în secolul acesta al agitației este mai bine la țară. Ce efectiv de oi aveți? 700 de animale, de ovine. Sperăm ca pe viitor să ne creștem efectivul și să ne dezvoltăm. Cum reușiți să valorificați producția pe care aveți? Ce faceți voi aici? Din ce trăiți mai bun? Din brânză sau din miei? Și pe parte de miei, pentru că îi vindem la Paști, dar și producția de lapte. Toată vara valorificăm laptele. Ca rasă de oi ce aveți? Turcană, nu? Turcană. Că Maria, tu ești unul dintre studenții care de la început ai participat la proiectul piețelor volante de weekend. Da, este un mod oportun de a găsi noi clienți în care să putem să vindem atât lemeaua cât și pastrama. Sunt destul de mulți clienți noi pe care i-am primit și care ne sună. Acum sperăm să crească numărul de clienți. Dintre colegii tăi care sunt și producători de câte ceva în același timp, se mai adună față de câți erați voi la început? Sunt. Sunt care doresc să vină din anii mai mici, care doresc să vină cu produse noi sau fermieri care îi chemăm noi să vină. Ne strângem cât mai mult și oferim oamenilor de la biserică care vin o piață destul de diversificată. Anul trecut ai terminat facultatea de montanologie, n-ai rămas la oraș, te-ai întors acasă. De ce? M-am întors acasă pentru că m-am îndrăgostit de ceea ce înseamnă viața la țară și animale. Asta în prim plan și vreau să continui și moștenirea pe care părinții mi-au lăsat-o și mie și surorilor mele aici la fermă. Dar bun, tu zici că te-ai îndrăgostit de moștenirea de familie, dar nu te îndrăgostești și tu de o fată, nu știu? Că pot să spun că e o dragoste diferită. Dragostea asta de fete e ceva și asta e altceva. Na. Dar o fată care să vină să accepte, să stea aici cu tine, ai găsit? Nu pot să mă laud cu așa ceva încă, dar eu cred că mai sunt și fete care cărora le place viața la țară și sper că în viitor apropiat să poate mă ajută Dumnezeu și găsesc o fată de bună credință. Prezintă-ne un pic ferma ta. Ce ai tu aici la fermă? Aici la fermă, în principal în saivanul ăsta, avem oile fătate, cele cu doi miei și cele cu un miel care au berbecuți, sunt separate de cele care au mieluțe. În prima parte a saivanului, ce se vede aici cu grătarele așa, avem oile cu doi miei pe boxe și în partea din spate oile cu un miel. Dar cine se ocupă de oile astea mai mult, tu sau părinții? Pot să spun că ne ocupăm cam în egală măsură. Acum baza, noi tinerii suntem, părinții ne ajută pe cât pot, nu mai putem să le cerem mare lucru. Ce crezi tu că ar trebui făcut în acest moment ca valorificarea produselor de aici din fermă să fie mai eficientă? În primul rând, cred că ar trebui, bine, asta este doar părerea mea, o reformă ca noi fermierii să putem vinde în mod direct. Bineînțeles că asta face și sora mea acum, prin proiectul pe care îl dezvoltă cu domn profesor. Doar că noi ne lovim de tot felul de samsari, și la vânzarea de miei, și la vânzarea de lapte, și la toate produsele pe care noi le producem. Și în principal asta este problema fermierului din ziua de astăzi. Se lovește de tot felul de intermediari care ridică prețul și pot să spun că fac profit pe munca fermierilor. Nu că aș avea ceva cu ei, dar au și ei acolo rolul lor. Cred că ar trebui înființate mai multe cooperative care să ajute micii fermieri, astfel încât ei să poată să vândă direct spre mari cumpărători, spre exportatori în alte țări și așa mai departe. Da, cooperativele acestea, cum? Ele pornesc de jos, sunt sus, trebuie făcute de către fermieri. Da, de către fermieri. Da, deci cred că până la urmă tot de noi fermierii ține să vrem să ne dezvoltăm, că asta este. Da, același mod de a gândi îl găsești la colegi de-ai tăi sau la vecini de-ai tăi din zonă? Să știți că cam greu, fiindcă multă lume în ziua de astăzi nu se axează pe o dezvoltare neapărat a fermei sau așa mai departe. Sunt puțini fermieri care țin animalele în adevăratul sens al cuvântului, cum se ține un animal ca la carte. Și atunci ne este destul de greu să ne dezvoltăm, plus că ne lovim de un sistem un pic mai dificil.
Da, poate voi ca tineri puteți schimba sistemul ăsta ușor, ușor, nu? Acum nu știu ce am putea noi face, dar încercăm. Încărcați cu optimismul și speranța acestor tineri, pașii ne-au purtat către o altă școală din mărginimea Sibiului, la Șura Mică. O școală modernă și demnă de remarcat, despre care vom mai vorbi. Aici am participat la o ședință informală a producătorilor locali pentru ceea ce avea să devină prima piață de weekend din Șura Mică. O nouă extensie a proiectului inițiat de foarte puțin timp. Acea ședință a fost la a doua ediție, practic, la solicitarea autorităților locale din comuna Șura Mică de a dezvolta și de a promova producătorii locali printr-un concept inovativ de a dezvolta o piață de weekend a producătorilor din comuna Șura Mică. Am mai avut o întâlnire, iar practic la această întâlnire am definitivat ultimele aspecte. Autoritățile locale s-au implicat prin promovarea unui act normativ, respectiv o hotărâre de Consiliul Local, prin care producătorii sunt sprijiniți de către primărie, fără a avea nicio taxă de participare la această piață. Vor pune la dispoziție mobilier pentru piață, care conține tot și pentru a avea toate condițiile și tot confortul pentru a-și vinde produsele în condiții optime. Cât intenționați să mai extindeți acest concept? Răspundem la solicitările autorităților locale care sunt deschise și, așa cum le-am propus, inițial am început în Sibiu, în municipiul Sibiu, la nivel local. Iată că ne extindem cu acest concept la nivel județean și avem deja solicitări și din țară să ne promoveze acest concept de piețe volante de cartier și în alte municipii, chiar și reședințe de județ din țară. Ca să fim în trend, în contextul zilelor noastre, trebuie ca și comunitate să ne strângem și să închidem lanțul producției și cu vânzarea, ca toți producătorii din Șura Mică să beneficieze de acest spațiu frumos pe care noi l-am realizat în urmă cu un an jumate. Să l-am și conceput și în ideea asta, în care să fie ca o piațetă, să fie funcțională, ca și sâmbăta sau duminica să vină și să-ți prezinte produsele din fermele lor, din gospodăriile lor, să poată ca acea supraproducție să poată fi vândută la prima mână. De unde a pornit, de fapt, acest concept? Care a fost germenele? E o idee de-a mea mai veche. Acum, de câțiva ani de zile și cu echipa mai tânără pe care am și format-o și eu și conduc și care mă și ajută, printre ei sunt foarte mulți fermieri, cei care au rămas să facă totuși o agricultură într-o zonă periurbană, ultimii mohicani, să zic așa, în agricultura română, de lângă comunitățile mari, de lângă municipii, și este foarte important ca ei să poată să aibă unde să aibă undeva un loc unde să vândă. Da. Pentru că asta vreau să vă întreb, cum au primit fermierii acest proiect? Cum simt? Să știți că n-au fost reticenți, din contră, bine, informația circulă foarte repede. Nu a fost decât un pas foarte mic în cel în care să ne întâlnim, să discutăm. Am mai avut și câțiva mediatori, oameni de bază, Ionuț Diaconeasa de la ULBS. Deci o colaborare foarte strânsă în acest Exact. Ce s-a întâmplat la Schellenberg e un lucru bun, benefic, am văzut că merge bine și am zis că de ce să nu facem și noi parte, nu din acest proiect, să facem și noi parte dintr-un proiect de genul acesta. Dumneavoastră a spus bazele unui brand produs în Șura Mică. Acum încercăm, sunt primii pași, sperăm să se concretizeze. Produs în Șura Mică înseamnă toată zona aceasta, Brușor, Șura Mică, toată zona asta de mărginime, practic toată partea de nord-vest a Sibiului, a municipiului Sibiu, care are totuși o tradiție. Femeile din comuna Șura Mică duceau legumele în piața Cibin, în piața de la Sibiu, iar bărbații erau crescători de animale și cam tot ce se întâmpla în Turnișor se întâmpla și în Șura Mică. Creând acest brand, dumneavoastră introduceți și pe harta turistică Șura Mică. Greșesc? Acesta este al doilea pas, deci așteptăm ca să fim și destinație, să vină cât mai mulți orășeni să vadă practic efectiv unde se produc. Să se vadă ca și ferme, să se vadă ca și tradiție, să se vadă ca și tot ce înseamnă o comunitate. Și haideți, spuneți-ne un pic despre simbolul acestui brand. De unde a plecat ideea? De când este atestată comuna Șura Mică, 1323, sunt 700 de ani. Comunitatea săsească a plecat, dar noi le păstrăm tradiția. Danga este o marcă, practic, o marcă care se punea pe animalele comunității respective. Deci fierul înroșit, acela care... Fierul înroșit care se punea pe animal și ei au dus-o și pe casă, și pe căruțe, și pe o multitudine de alte obiecte, și care era reprezentativ pentru Șura Mică. De câți ani sunteți ecomicultor? De vreo 15 ani de zile. Mă ocup de afacere.
de afaceri. Din ce în ce mai mult. De la început mai puțin, acum mai mult și încercăm să fie din ce în ce mai mult. Ce structură de culturi aveți? Păi acum, toamnă, iarna, uite, spanac, usturoi, ceapă verde și vara roșii, foarte multe roșii, în jur de 2000 ceva de fire de roșii. Deci aveți o continuitate, da, pe parcursul continuu, întregului... Da, în continuu, da, în continuu. Cum reușiți să vindeți marfă? Aici, pe comunitate, în Șura Mică și la piața Transilvania la Sibiu. Sâmbătă mergem întâi la acolo și acum începem cu verdesurile aici în Șura Mică, vinde la localnici. Am început cu ceva mic, mai mare, mai mare, mai mare a mers. Pentru că sunt și singurul producător aici de legume. Deci localnicii mă știu aproape toată lumea. Deci am 2000 de fire, pot să pun și 10.000 de fire și le-aș vinde de nu ar rămâne. Produsele care le produc eu. Deci, cu alte cuvinte, până la urmă, acest concept, această piață este benefică. Da, este foarte benefică pentru comunitate. Fiind de profesie, lucrând înainte la noi aici în comună, la brutărie, la cooperație, cooperația după 90 s-a desființat, au căzut ca și ceapiurile și atunci ideea a venit să ne privatizăm. Văzând aici în comună, sașii făceau cozonaci. Ei aveau tăvi lungi, erau chiar mai lungi decât a noastră. De acolo și denumirea de cozonac la metru. Și faptul că nu puteau fi transportați, ambalați, o trebuie să reducem, să facem cozonac la 60 de centimetri. Deci putem să-i măsurăm? Ca să putem, deci da. Cât avem? 60. Da. Ca să putem să umblăm cu ei și să putem să îi livrăm. Altfel era foarte greu de... Aveți o inițiativă minunată aici în comună, ideea de deschidere a unei piețe volante în fiecare weekend. Cât de mult credeți că vă ajută acest demers? Păi, eu cred că dacă lumea vine și va vedea produsul și ăsta, cred că cu timpul o să prospereze, să vină tot mai mulți. Dacă le place, bineînțeles. Contează foarte mult calitatea produsului. Ca o concluzie, tineri care își doresc să fie producători în domeniul agroalimentar avem, dascăli dedicați în acest domeniu avem, ceea ce și la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu ați remarcat deja. Nu ne rămâne decât să sprijinim demersuri care pot crea un viitor mai bun pentru toți. S-a creat o emulație fantastică între studenți, între tineri. Cât de mult credeți că ajută lucrul ăsta? Așa cum discutam cu dumneavoastră mai devreme, proiectele de succes se fac în echipe care funcționează. Noi am reușit să facem o echipă la Sibiu și cu ajutorul dumneavoastră, cel mai nou membru al echipei noastre, și mulțumesc pe această cale emisiunii Viața Satului, că susține astfel de proiecte care se dovedesc a fi mature și benefice pentru studenți. Și această cointeresare a studenților, a tinerilor, aduce și idei noi. Da. Simt că pot duce mai departe acest lucru. Da, bineînțeles, asta ne-am și propus, să le oferim încredere, încredere în forțele lor. I-ați văzut și dumneavoastră, le-ați cunoscut fermele, le-ați cunoscut produsele. Sunt produse de foarte mare calitate și promovându-i și susținându-i să vină în fața cumpărătorului final, prind încredere și pe viitor se vor dezvolta cu siguranță. TerraSteel. Împreună construim mai bine. Emisiune realizată cu sprijinul NHR Agro Partners.